venit în Blue Lagoon, Malta. Wow. Papa is a salmon, and that's only fine. Wow! Gladiatorul, care iar a fost filmat în Malta. Nu există stație de electric. Cald, foarte cald. Cu ceva barcă. Deci nu cred, mă, că aici trebuie. Mi s-au găurit papuci ăștia de apă. De aici vom seri. Bună dimineața, vă spun din frumoasa Malta. Merem să mâncăm micul dejun, ci că e la etajul 5 al clădirii, pe un fel de terasă drăguță. Bă, mă doare capul și nu știu de la ce. Arată cam așa. Privește, arată cam așa. Părăsesc acum hotelul ăsta, cazarea asta, din Valeta. Da, știu ce echipată. Din Valeta mă îndrept spre Blue Lagoon, adică în partea cealaltă de insulă. O să încerc să vă filmez drumul cu GoPro-ul ăsta, v-am zis, cochețul ăla meu de scooter. În ultimul hal, se circulă și pe partea stângă în Malta și foarte cald. Dar în drum spre Blue Lagoon o să ne oprim în satul unde a fost filmat în 1972 Popei. Un loc foarte drăguț. După multe peripeții din cauza drumului, într-un final am ajuns la Popei Village. Eu mi-am cumpărat biletul că să plătești bilet. Biletul de intrare pe timp de vară e 22 de euro. Eu l-am cumpărat online, ceea ce vă sfătuiesc și pe voi ca să evitați coada de acolo. Iar pe timp de iarnă costă 16 euro. Exact așa arată. Cum am trecut acolo de intrare, mi-a dat ăsta. Cu tichetul ăsta ții un popcorn gratis și postcard. Cred că se face ceva poză și poți să iei cu tine. Aici ai program cu mai multe activități. Și îți dă, bineînțeles, fou, că am îmbătut biletul. Și îți dă o brățară de genul. Popei Village e un platou de filmare construit special pentru producția filmelor cu Popei Marinarul, jucate de Robin Williams. Construcția a început în anul 1979 și a durat 7 luni, timp în care 165 de muncitori au lucrat pentru a construi toate cele 19 clădiri făcute din scânduri aduse din Olanda, iar șindrila de pe acoperiș fiind adusă din Canada. În total s-au folosit 8 tone de cuie și 8.000 de litri de vopsea. Aici s-au filmat filme cu Popei din ianuarie 1980 până în iunie același an. Astăzi, Popei Village e un muzeu în aer liber și un parc de distracție deschis publicului pe tot parcursul anului. Hello, I'm Popeye the Sailorman, and that's only fine. Hi! Do come to Sweet Heaven Village, and come and see us, of course. Bă, mai știți careva dintre voi cum o cheamă pe soția lui Popei? Aia de acolo? Că eu am urmărit Popei când a fost mic, știu că el mânca mult spanac și duhănea mult, dar rest eu nu mai știu nimic de el. Mami, ți-am luat magnet. Aici ai restaurant ceva. Și aici ar trebui să iasă nevasta lui Popei. Și aici, într-adevăr, s-au făcut filme. Tot de aici e original. Și în toate căsuțele astea poți să intri. Hai să intrăm și noi aici. Centru parte e ușa. Toată clădirea, cred că. Deci toate lucrurile de aici sunt original după vremea de când se filma de aici. Și aici am văzut interesant o poză cu grupul de prin anii 70. Poza asta e făcută chiar aici, în locația asta.
Aici peste drum e un domn care lucrează în argint. Bă, ce drept că totul e șubre de aici, dar sper să țină, să nu se hule clădirile astea. Dar așa, ce frumoase. Eu vin Pope la dentist. Ah, aici se face un muzeu în memoria lui Robin Williams. Ce tare. Și aici toate filmele în care a jucat el. Asta e un film tare, tare faină. Înțeleg, chiar vi-l recomand. Wow! Deci chiar poți să ai o priveliște superbă asupra locului. Deci uitați ce arhitect a lucrat aici. Nu știu dacă a pusă la bășcălie toate scândurile astea sau a pusă cu cap, sincer nu știu. Pot să cobor pe aici. Dacă astea se hule, m-am dus. Uitați-vă câte scânduri pusă. Ah, pe aici. Ah, cât e. Aici la cinema cred că îți primești popcorn-ul. Da, că miroase popcorn. Asta era un film foarte, foarte bun. Contele de Monte Cristo. Gladiatorul, care iar a fost filmat în Malta. Și zlongurile astea, baduin, beduin sau cum se numesc, să pot închiria iarăși. A, dar mai bine le închiriez pe alea de jos și ești direct, na, nu chiar la apă, dar cât de cât. Legat de filme filmate aici în Malta, v-am zis că e Gladiatorul, la Contele de Monte Cristo și Troia s-a filmat aici și faimosul serial Game of Thrones. Chiar acolo sunt ceva ore de yoga, ceva de gen, sau aerobic. Aerobic cu Maria. Și cam atât de curată și frumoasă arată apa. Bine, atât de curată din cauza faptului că nu-i nisip aici, că toată Malta e înconjurată de stâncă, ea însuși e o insulă foarte stâncoasă și de-aia apa atât de curată. Mă duc și eu în apă un pic și apoi revin iară. Apropo, șezlongurile astea sunt incluse în prețul de intrare, nu mai trebuie plătit nimic pentru ele în caz că vreți să vi le luați. Ocupați, de fapt, că nu le luați cu voi acasă. Aici putem să vedem povestea celui care a creat personajul Popei. Nu, ăsta, pe ăsta îl știu eu numai. Pe Popei ăsta care mânca spanac. Deci localul arată superb, superb. Foarte îngrijit, foarte multe chestii pe care poți să le faci aici. Ai locuri unde să mănci, unde să bei, ce să vizitezi, poze să-ți faci, multe chestii. Și-s păstrat într-o stare superbă. Aici la capăt este chiar și un cimitir. Da, dar nu putem intra înăuntru. Să face scene de film, le spune la doamne sau domn pe care îi alege de aici ce să facă și el face scenarii de film.
Asta de aici l-au instruit pe unul. Băi, deci au făcut ăsta un scenariu de film, i-au instruit pe tăți, de aici, de n-are rost. Sunt curios ce o să iasă. Deci au făcut cu mătrul ăsta niște filme, dar n-are rost, bă, omule, n-are rost, super mega tare, nu mai pot de calm, am încins foarte tare și mă duc să fac baia. Acum am ieșit din apă, că începe un spectacol. Exactly, my friends. The famous Popeye couldn't stand the idea of raw canned spinach. That dark individual, that pillar of hair and muscles, was the authority. It was a very special day for Captain Bluto. She won't marry me. She will. The magic happens. What the fuck? And that was the start of a long, long friendship. And it's exactly here an unfamiliar storm of energy and iron surged through Popeye's body. Waves of everything appeared so clear. His biggest weakness became his greatest Mi-a luat ceva și să mănc, un burger cu cartofi și nu mai știu ce. Cam atâta cu Popeye. Foarte frumos, foarte mișto, foarte cu gust făcut asta, localul ăsta. Chiar se merită. Dacă vreodată veniți în Malta, Malta nu doar despre Valeta și stațiunile de acolo, e și despre Popeye. O să merg mai departe vreo 5 km. De acolo iau un ferry, un vaporaș și trec în Camimo, cred că. Unde se află Blue Lagoon de Malta, o plajă extraordinar de frumoasă. Am parcat cotiețul, ci că parcare pentru electrice. Ei, nu există stație de electric. Tu hal de scooter. Înainte cu câțiva kilometri să vă apropiați de Camino sau cum cheamă asta, o să aveți deja indicatoare cu Ferry Blue Lagoon. Și chiar de aici o să vă luați, după ce vedeți gereta asta mare de mâncare, chiar aici pe stânga, de aici o să cumpără bilete. Cred că vă zic imediat cât costă. Aici e programul când pleci. Tu, aici mă aflu la Marfa, îmi duc la Blue Lagoon, de la Blue Lagoon să știi că vii la Marfa. Asta aici o să ajungem noi. Comino cheamă insula. Bă, ce am observat în cât timp am tot circulat pe aici până Malta, e că șoferii de aici, bă, ăștia abuzează câtă prioritate dau la
pietoni, deci în ultimul hal, adică nu zic să nu dai ăsta, dar atâta bun simț pe șoferii din Malta la... Poate nu știu dacă pe aici trebuie să rumba. Atâta bun simț la șoferii, ca la șoferii din Malta, care dau prioritate la pietoni, eu n-am văzut în viața mea nicio țară civilizată. Păi nu știu mai, aici s-a aștept oare? Cum s-a aștept? Nu crede, mă, că aici trebuie să aștept. Sau poate că... Nu, mă, stai să mă duc să mă mai uit. Ba, mă, aici de indicator că vin. Nu știu, vin aici... Vaporașul, vapor, bărcuțe, nu știu ce vine. Bine, nici umbră n-am, am aici un colț de umbră. Deci dacă eram un pic mai gras, nu mai prindeam de umbră. Păi ce șatră, ce umbră. Pac, razant. Și altă chestie care trebuie să țineți cont în Malta, e că aici limita de viteză în kilometri, nu în mile. Băi, deci atât am notat acolo la Pope de... Mi s-au găurit papuci ăștia de apă. Sau ar că am trebuit eu să-mi tai unghiile. Era să uit să vă spun, biletul costă 15 euro, tur, retur. Yes! Wow! Am întâlnit acum aici doi băieți. Din el care sare acum e din Albania și băiatul ăsta de New York. Și acum cu ei o să mă duc pe insula Comimo, Blue Lagoon. O să fie de minuni. Hai că îmi fac o demonstrație. Ah, stai mă, nu ia. Unde ai? Hai, ia câte el. Wow. Yeah. Wow. A ajuns cu mătru, cu ceva barcă. Să vezi. Frumoasă barcă are nepotul. Nu. Bun venit în Blue Lagoon. I-am pierdut pe prietenii mei. E ce nebunie totală aici. Uitați voi câte lume. Asta se cunoaște cu tăți aici, bă. Nu știu unde mi-a rămas, ceva loc să sărim, dar evident eu nu o să sar, că nu știu, că sunt bolovan. Bă, frate, ce aici. Plin de lume. Nebunie totală, bă. Dar și vă ce fain e aici. Asta că nu dai sărim, mă. Dar oricum. Superb. Nu știu, bă, parcă mi-a scos Dumnezeu în cale pe ăștia doi. Nu, chiar 15 minute am venit și am ajuns la semi-inimioara aia. Aici un fel de mai privat. Și am ajuns. De aici vom seri, de fapt. There up! You will... I give you my GoPro if you want. Uitați-vă cât de frumos e. Hai de capul meu. Nu știu dacă m-au auzit, dar ăștia cu barca vând înghețate, tu nu mai temi și ei vin la tine și îți vând înghețate.
Go! Cald, foarte cald. Cam așa arată paradisul. Parcă, auci, parcă e apă din piscina. Foarte, foarte extrem de curată. Mâncare la discreție, câte vreți. Timpul să plecăm și noi, că ce e mult, e mult, e foarte cald. Acum, în 15 minute, trebuie să vină barca. Din barca am ajuns direct în aeroport. Acum îmi parchez aici scuterul unde eu zis ăsta să las. Și mă duc să mă schimb, că arăt cam... Zici că de la plajă mă întorc, de fapt chiar de la plajă mă întorc. E în continuare foarte cald, bă, sunt foarte mulți indieni aici în Malta, datorită faptului că Malta a fost sub dominație britanică timp de 150 de ani, India a fost la fel, și atunci oarecum ei și vorbesc engleză, și atunci, nu știu de ce exact, chiar Malta, dintre atâția indieni, dar sunt foarte mulți, când zic mulți, sunt chiar foarte mulți, chiar acum sunt câțiva prin jurul meu, vorbesc mai încet. În sfârșit sunt și o climă după câteva zile de caniculă. Chiar caniculă. Bă, aeroportul din Malta e un aeroport internațional și chiar ai zborul spre America de aici. Eu cred că singurul din tot aeroportul care după plajă, la propriu, chiar după plajă, că încă mai am nisip în papuci, vin direct în aeroport. De-aia mă duc acum să mă schimb. Pentru prima dată zbor cu Ryanair și așa am emoții, că i-ați cunoscuți cu aterizările lor brutale. Și acum ghiși ce? În loc de ora 8, ei vin la ora 9:25, oră jumate deja întârziere. N-am ce face, trebuie să mănânc. Am mâncat telefonul, m-am cumpărat ceva căști, că normal, mi le-am uitat acasă, de aceea le-am avut cumpărat atât și ceva paste. Chiar mă, pastele cu ciocolată și cu apă costa numai 16 euro. Ce apă ce într-un aeroport mi se pare puțin. Vrea cineva să-i cumpăr un breloc din asta cu Malta de Crăciun? Nu e mai la 21:30, întârziere la 22 acum. După mai bine de 2 ore de întârziere, de fapt nu chiar, 2 ore în cap, ne îmbarcăm și noi. Prima dată când zbor cu ăștia de la Ryanair. Deci am știut că ăștia de la Ryanair și cred că cu toții care zboară, călătorești, știu că aia de la Ryanair sunt renumiți în aterizările lor proaste, dar ăștia chiar își păstrează reputația și acum cad în pod odată cu noi. Da, ce să faci? Ăștia-s piloță. Doamne ajută că am ajuns cu bine. Cu aterizarea asta în Milano am sărbătorit cel de-al 20-lea zbor. Da, am reușit, am zburat de 20 de ori din august anul trecut, adică din august 2022, până în iulie 2023. Mă chinui să ajung din terminalul 1, să ajung în terminalul 2. Mă chinui rău de tot. Thank you! Am găsit într-un final, m-am și dat jos din autobuzul mult căutat și am ajuns în, cum se zice, terminalul 2.
Aici în față am o mașină, trebuie să o iau. Și, dragi prieteni, cam așa fiind spusă, cam asta a fost Malta. Am fost la Blue Lagoon, Malta, și merită orice bănuț ca să ajungeți acolo, pentru că apa aia e de o frumusețe rară, chiar rară. A fost o experiență foarte plăcută pentru mine să-i cunosc pe acești doi tipi, pe Cristi din Albania și pe Gianni din New York. Între timp am mai cunoscut două fete, erau din Noua Zeelandă. Și pe urmă alți doi tipi băieți tot din Noua Zeelandă. Și atunci am făcut o gașcă super mega. Ne-am împărtășit așa Facebook-urile, Instagram-urile, a fost super mega faină. Și ne-am simțit foarte bine și cam despre asta e călătoria, în a cunoaște oameni noi. Îmi duc să-mi caut mașina. Vă mulțumesc mult că mă urmăriți și ne vedem din nu știu sigur dacă de la lacul Como să ne vedem sau direct din Roma. Pa, noapte bună.